Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiru, iar în această seară, în cadrul emisiunii Orașul meu, îl avem invitat alături de noi pe domnul Florin Andronic, directorul adjunct al Școlii 29 din Galați. Bine ați venit! Bună seara și mulțumesc de invitație! Domnule Andronic, este una dintre cele mai bune școli din Galați, Școala 29, una dintre cele mai dorite de către părinți pentru copiilor. Este una în care vă desfășurați activitatea și ca profesor de educație fizică. La sfârșitul anului trecut, la dumneavoastră la școală, s-a desfășurat o competiție sportivă aparte. Dacă se poate să ne dați câteva amănunte și după aceea completăm discuția și referitor la alte proiecte ale Școlii 29. Da, în ultima zi de școală am încercat să aducem ceva nou în orașul Galați și anume un concurs de pahare intitulat Speed Stick. Este un sport nou care noi, ca și profesori de educație fizică, împreună cu colegul nostru Tudorel Burlui, care el este, cum ar veni, inițiatorul acestui proiect, încercăm să aducem copiii să practice acest sport, unde, în primul rând, mintea și, cum să vă spun eu, și îndemnarea au un loc aparte. În ce constă acest concurs sau acest joc? Sau această este vorba probă? De o foarte bună abilitate de a mânui paharele respective și coordonare bună de tot. Este o coordonare. Deci, haideți să vă descriu în mare în ce constă. În primul și în primul rând, avem niște pahare și o panoplie, o planșă. Acea planșă este dotată cu un cronometru. Avem două amprente digitale. În momentul în care copilul începe să practice proba, se apasă pe acele mânuțe, da? Și pleacă timp. În timpul acesta el trebuie să construiască o piramidă, exact, formată din 3, 6, 9 sau câte pahare dorim. Sunt complexități diferite. Deci până la 9 pahare. Deci piramida poate crește. După care copilul, într-un timp cât mai scurt, trebuie să strângă acea piramidă și să o aducă la forma inițială. După care se apasă din nou, se înregistrează un timp. Și se urmărește o anumită ordine, nu? Se urmărește, este o chestie în care trebuie să folosești ambele mâini. Mâna stângă, mâna dreaptă, mâna stângă, mâna dreaptă. Deci este o chestie în care membrele superioare, da, și mintea trebuie să funcționeze foarte, foarte repede. Fiindcă în același timp dezvoltăm foarte mult viteza de reacție. Ce este foarte important la copii. Ne-am adresat în primul rând la clasele mici, la clasele pregătitoare și la clasa 1. Au participat elevi din 7 școli. Am avut noi, ca și școală organizatoare, am avut două echipaje. Au fost un număr de 84 de copii. Era un entuziasm acolo. Pe lângă copii au fost și părinți. Vreau să spun că în sala unde era antrenamentul, exersau și părinții. Da, a fost o chestie interesantă în care noi, în primul și în primul rând, am urmărit să atragem cât mai mulți copii pentru această ramură sportivă și vom încerca pe cât posibil, sper eu și cu sprijinul inspectoratului, să dezvoltăm acest proiect la nivelul întregului județ și, nu în ultimul rând, la nivel regional. Vreau să vă spun că sunt doar 5 instructori de speed stick pe toată România. Unul dintre ei este la noi la școală, domnul Tudorel Burlui. Și am prins și noi această mișcare și vom încerca la fel de bine să o implementăm la cât mai multe școli. Este extraordinar și, în mod sigur, presupune foarte multă concentrare din partea copiilor care participă. Concentrare și foarte multă viteză de reacție. Exact. Fiindcă copiii, noi am fost acolo și am văzut, unii din cauza emoțiilor au greșit, au apărut, au repetat, fiindcă ei aveau voie de 3 ori să repete acel circuit și se puncta timpul cel mai bun. Deci a fost plus de asta am avut concurs pe echipe, deci fiecare școală a avut câte o echipă. Deci a fost ceva antrenant, activitatea a durat în jur la 3 ore, au fost recompensați cu premii datorită sponsorilor care ne-au ajutat. Veți mai repeta experiența, probabil. Deci mai mult ca sigur, experiența se va repeta în școala altfel, în săptămâna școlii altfel. Atunci vom încerca să atragem mult mai multe școli. Mai mult acum au fost școli din cartierul Dunărea, undeva, ținând cont că era și ultima zi de școală,
acolo aproape ca să fie. Dar în săptămâna altfel vom angrena mult mai multe școli. V-ați referit la ultima zi de școală, se apropiau sărbătorile atunci și știu că școala 29 a fost implicată și în alte proiecte cu e-social de data da, aceasta. Am desfășurat mai multe în ultima săptămână de școală, nu mai în ultima zi de școală, în ultima săptămână de școală la noi, la școală, au avut loc mai multe, cum să vă spun eu... Colecte? Mai multe colecte, benevole, în care copiii împreună cu părinții au ajutat, i-au ajutat pe cei nevoiași și aici mă refer la proiectul Roșu și Verde desfășurat la noi în școală, unde copiii timp de o zi au avut voie să vină nu în uniformă, chiar dacă uniforma noastră este roșie, roșu cu alb, au avut voie să vină îmbrăcați în roșu și verde. Cei care nu erau îmbrăcați în roșu și verde trebuia să dea o anumită sumă, cei care erau în roșu și verde trebuia să dea un leu sau doi lei, în funcție de cât doreau fiecare. Acești bani s-au strâns, s-au colectat și au fost împărțiți copiilor din școală care aveau nevoie mult mai multă decât ar avea alți copii din școală. La ce număr de copii ne referim în jur de 30. Este un număr... Nu este neglijabil. Nu este neglijabil. Acum, cred că în fiecare școală, dar zic eu că până la urmă acești copii s-au bucurat în mod sigur. Crăciunului, da. Și au mai fost colecte? Au mai fost anumite colete pentru bătrânii din cartier. Aici, cu sprijinul bisericii, am împărțit alimente, îmbrăcăminte, am mai fost la alte clase, s-au mobilizat pentru Fundația Inimă de Copil, au dus jucării, tot la fel. Fiecare copil, fiecare om să simtă puțin din bucuria sărbătorilor de an. Chiar au fost lucruri pe care le-ați punctat frumos la școala 29. Poate că și cadrele didactice au avut rolul lor în a le explica copiilor cât de important este să fii generos. Din punctul meu de vedere, cadrele didactice au un rol important. Rolul cel mai important de a transmite acest mesaj și spun eu că noi ca și cadre didactice și colectivul de cadre didactice de la școala 29 este un colectiv unit, începând de la domnul învățătoare și terminând cu personalul auxiliar și nedidactic, chiar este un grup unit și ne-am mobilizat de așa natură încât din puținul nostru și din ajutorul acordat de părinți să putem să oferim și celorlalți din bucuria sărbătorilor. Și dacă tot ne referim la școala 29 ca la un întreg, să spunem și faptul că totuși are niște performanțe absolut speciale această școală. Dar și acum depinde, să dați mai depinde, multe detalii. Depinde acum la ce avem performanțe acum, dacă sunt invitat avem și performanțe sportive, dar avem și performanțe la olimpiade. Anul trecut am fost singura școală din Galați unde o elevă de clasa 6, pot să-i spun și numele, Hrăbor Daria, a obținut calificarea la 3 olimpiade naționale, la faza națională, la Olimpiada de Matematică, Olimpiada de Română și Olimpiada de Lingvistică. Nu cred că... Vă este elevă de curiozitate, domnișoara Daria. Deci mi-a fost în clasele 1-4. Sunt curioasă către ce bate mai tare, dacă s-a dus și la matematică nu, și la română. Deci s-a dus la Olimpiada de Matematică, deci... Întâmplarea a făcut primii doi să se califice mai departe. La română și matematică au fost 2 fete. Și s-a făcut schimbul. Ea a preferat să ducă la matematică, că erau cam în același timp și vă dați seama, în momentul în care te duci, trebuie să te pregătești. A ales matematica și lingvistica în detrimentul limbii și literaturii române. Dar rezultatele au fost ok. Am mai avut rezultate copii și la nivel... La nivel sportiv, am mai avut, chiar și acum, la momentul actual, avem 2 copii calificați la Olimpiada de Lingvistică, la faza națională. Concursul a avut loc înaintea sărbătorilor. Deci, zic eu că la școala 29 se face performanță. Se face carte. Și la modul cel mai normal, iată o clasare pe locul al doilea, din punct de vedere al performanței. Da, acum știți cum e, ca și performanță. Deși raportat, am înțeles, la numărul de elevi, lucrurile n-ar sta neapărat pe locul 2. S-ar urca puțin. Deci, cred că suntem
Școala din Galați, unde numărul elevilor este cel mai mare. Cred că 1189 de copii aproape 1200. Spune multe. Cred că nu sunt licee în Galați unde să aibă copii așa de mulți cum avem noi. Dar noi încercăm pe cât posibil să ne facem datoria, noi ca și cadre didactice, noi ca și conducere, să încercăm să creăm un climat cât mai favorabil pentru a obține performanță. Păi și povesteam cadre... înainte de începerea emisiunii, domnule Androin, când spuneați că la nevoile școlii 29 ar fi faptul că o clădire s-ar impune, una în plus. Da, pentru că noi... iată câtă populație școlară. Noi... Asta în condițiile în care alte școli au închis porțile. Avem și asemenea cazuri la Galați. Noi la punct, din punct de vedere al copiilor, stăm foarte bine. Din punct de vedere, așa cum am vorbit și înainte de emisiune, cred că în principal ne-ar trebui încă o clădire sau, să zicem, o anexă în care noi să ne putem desfășura activitatea, fiindcă a trebuit să desființăm un laborator de biologie pentru a face o clasă, dar nu ne plângem cu lucrul ăsta, încă suntem pe redute și vom fi atât timp cât va trebui. Bine, așa ținând cont, am mai avea nevoie de încă un laborator de informatică să avem... Eu l-am văzut cu ochii mei pe cel actual și este impresionant. Deci avem un laborator de informatică foarte bine dotat, dar mai avem un laborator de informatică unde am mai avea nevoie de câteva calculatoare, fiindcă avem foarte mulți copii și avem clase unde își desfășoară activitatea în paralel. Și o săptămână unii sunt într-o parte, o săptămână sunt în partea cealaltă. Și pentru a avea performanță, am mai avea nevoie să dotăm cât de cât acel laborator de informatică încă 10 calculatoare. Este informat inspectoratul școlar în legătură cu această nevoie a școlii da, 29? Da, este informat. Acum încercăm prin diferite proiecte, prin diferite sponsorizări să atragem anumite fonduri pentru a dota acest laborator. Avem în continuare câteva promisiuni, sperăm să se concretizeze și să obținem exact ce ne trebuie. Despre ce număr de copii vorbim în medie la o clasă la școala 29? Media în jur, să zicem, 25-26 de copii. Acum știți cum e, la o clasă poate să depășească 25, făcând o medie, da, cam 25-26 de copii. Destul de solicitant pentru cadrul didactic, mai ales dacă ținem cont ce performanță aducă cei mici. Este, dar știți cum e, acum finanțarea per elev, fiind finanțarea per elev, cu cât avem mai mulți copii, cu atât atragem și noi bani mai mulți de la bugetul local. În același timp și foarte mulți bani se duc pe cadrele didactice, fiindcă avem cadre didactice cu vechime, avem cadre didactice care au performanțe și au multă muncă în spate și vă dați seama, trebuie, deci omul bun trebuie să-l ții cu bani frumoși, nu? Să ne referim și la partea de performanță sportivă, acolo aveți un cuvânt greu de spus și meritele vă aparțin în mare măsură. Școala 29 strălucește și la acest capitol. Da, strălucește fiindcă avem o catedră de educație fizică, o catedră unită, suntem un grup de profesori inimoși și tineri, undeva până în 40 de ani toți, și drept dovadă rezultatele n-au încetat să apară. Acum 2 ani de zile suntem vicecampion național la basket, avem copii, bine, acum știți cum e, noi îndrumăm spre sportul de performanță. Eu țin cont că sunt și antrenor la clubul sportiv școlar, tot un club finanțat de către inspectorat. Încerc să îndrum copiii cât mai mult spre sportul de performanță. Avem copii care sunt vicecampioni europeni la karate, îndrumați de doamna profesoară Stase Cristina. Avem echipa de fotbal acum calificată în primul loc pe județ. Avem copii... Copiii ăștia se țin și de karate? Deci, e clar că sunt minunați la sport. Deci nu o să vă vine să credeți, dar avem copii care, pe lângă faptul că au obținut medalii la campionatele europene și la campionatele naționale, sunt și elevi de 10 pe linie. Avem atât la nivel de gimnaziu și avem copii și la ciclul primar, unde calificativele de FB sunt pe linie. Deci avem copii care sunt buni și la carte, sunt buni și la sport. Sunt copii care au plecat mai departe de la școala 29
și practică și nu au făcut școala de rușine, sunt la licee de renume, care practică și sport și fac în același timp și carte. Și cred că numărul de să zicem, 34 de copii care anul trecut au intrat la liceu de top, la un liceu de top, să nu facem reclamă acum, spune mult. Dar cum stăm la capitolul scutiri, la educație fizică? Pentru că acolo am înțeles că ar fi în continuare o problemă la nivelul general al școlilor gimnaziale. Noi ne bucurăm la școala 29 de un număr redus de scutiri. Cred că avem la... Deci vorbim pe semestrul acesta, pe anul în curs, cred că avem în jur de maxim 25 de scutiri, dar nu de la medic, nu de la medicul de familie, cât de la medicul specialist. Aici n-are rost să intrăm în detaliile care sunt în ceea ce privește... Ca profesor știi oricum, dacă un elev poate să facă sport. În același timp, avem din acești 25, cred că avem 5 sau 6 care sunt scutiți, dar părinții au venit și ne-au rugat în mod expres să facă copiii mișcare, nu neapărat să facă alergări, dar să facă puțină gimnastică. Ora de educație fizică prinde mai multe verigi. Și partea de gimnastică, partea de dezvoltare fizică armonioasă, să poată să o practice și ei pentru a se mai mișca. Sunt unii părinți care au venit și ne-au dat o declarație pe proprie răspundere, fiindcă copilul vrea să facă anumite exerciții de mișcare în favoarea elevului. Este îmbucurător să afli că oamenii realizează importanța sportului și cât de periculos este sedentarismul și statul doar la calculator. Noi am încercat prin activitățile pe care le-am făcut la școala 29 în ceea ce privește partea aceasta de educație fizică să-i atragem înspre educație fizică. Drept dovadă, dacă o să veniți la noi undeva, să zicem, luna octombrie, luna noiembrie și luna martie până luna mai, iunie, o să vedeți la noi o activitate continuă în ceea ce privește educația. Avem organizat competiția campionatul școlii, cum ar veni, unde se organizează. Deci gândiți-vă că noi având 5 clase, să joace fiecare cu fiecare, să vedeți ce emulație este. Formidabil. Deci până nu-i mai interesează când dau teză, când dau lucrare, că vin și ne întreabă când jucăm în campionat, cu cine jucăm, când jucăm mâine. Deci nu e nevoie neapărat să fie zilele școlii. Să fie zilele școlii, nu, copiii vin. Plus de asta și noi la urmă îi motivăm cu diplome, cu cupe. În alți ani a reușit și am atras și sponsori de partea noastră și am putut să oferim o ciocolățică, un dulce copiilor. Încercăm și anul acesta să facem același lucru. La clubul sportiv școlar cum vin copiii? Care este modalitatea de scouting, ca să zic așa? Deci scouting-ul, mergem în școli, întrebăm colegii noștri de educație fizică sau... Eu știu, mergem prin clase, vedem unul, doi, să zicem, mai înăltuți, cu talia mai înaltă, n-ai vrea să faci, încercăm să ducem muncă de lămurire cu ei și cu părinții, până când, în momentul în care vin și prind acel microb. Dar eu nu sunt mulțumit de ce am la momentul actual și văd că încetul cu încetul copiii se îndreaptă spre sport în Galați, având anumite modele. Acum, ținând cont că sunt 5 echipe în Liga Națională, la volei, la basket, la handbal, sperăm la hockey. Am văzut că copiii au început, numai că este greu din punct de vedere al, știți cum e? Financiar. Al finanțelor. Fiindcă noi, fiind un club care aparținem de minister, aparținem de inspectorat, este destul de greu, dar rezultatele n-au încetat să apară, fiindcă fără muncă și fără o ambiție a noastră, a antrenorilor și a implementa această ambiție copiilor, nu putem reuși. Drept dovadă, eu sunt mândru de ce am realizat în acest an. Copiii pe care îi antrenez la clubul sportiv școlar sunt medaliați cu bronz, în condițiile în care primele două clasate sunt așa, un fel de multinațional. Au reușit, sunt cluburi private, unde au reușit să aducă ce sunt mai buni din toată țara și au format două echipe și s-au bătut. Vreau să spun că în semifinal am pierdut un gol cu Bacău, dar asta dureros. Dureros, dar mergem înainte. Sperăm, nu anul acesta, că anul acesta este mai greu, jucăm pe an mai mare, dar la anul sperăm să ne batem din nou la medalie. Schimbăm puțin firul discuției, lăsăm de școala 29 plăcere să respire. Vă întreb pe dumneavoastră, de ce profesor de sport, domnule Andronic? De ce profesor de sport?
În primul și în primul rând, mi-a plăcut de mic mișcarea. Nu am făcut un liceu cu program sportiv, dar mi-a plăcut mișcarea. Întâmplarea face că școala care mi-a pus, să zicem, bazele, este școala la care acum sunt director ajuns, la școala 29. Este o coincidență formidabilă. O coincidență și chiar sunt mândru că am terminat această școală. Și probabil sunteți mândru și că sunteți coleg cu fostele dumneavoastră cadre didactice. Sunt cu o parte, sunt coleg cu fostele. Întâmplarea face că în primul an chiar m-am întâlnit cu fostul meu domn diriginte, era chiar acolo. Sunt anumite cadre didactice care au fost și când și sunt în continuare și când eram eu elev, dar am preferat profesor de educație fizică fiindcă mi-a plăcut mișcarea și îmi place să lucrez cu copiii. Îmi place uneori, la înălțimea mea de aproape 2 metri, chiar intru în mintea lor, chiar intru în jocul lor, iar ora de educație fizică pe care eu o practic, nu este o lecție monotonă. Este o lecție în care îmbinăm plăcutul cu utilul. O glumă, o poantă mică, dar în același timp când este de treabă, este de treabă, când este de glumă, este de glumă. Și zic eu că la momentul actual sunt, fără a fi așa lipsit de modestie, zic eu că sunt un profesor iubit de copii. Ce i-ați spune unui tânăr care se gândește la această carieră? Da, este... Ce i-ați spune? În primul și în primul rând să aibă răbdare cu copiii. Să aibă răbdare ai copii. Dacă nu-ți plac copiii, se poate să te îndrepți către așa ceva? Către a fi profesor de educație? Din punctul meu de vedere, nu. Dacă nu-ți plac copiii și nu te joci cu copiii, nu intri în mintea copiilor, este greu. Este greu fiindcă copiii, la un moment dat, vor vedea în tine ca un dușman și se vor retrage, vor scoate acele scutiri. Ceea ce noi, la momentul actual, nu avem nevoie. Noi avem nevoie de a face mișcare și de a implementa, de a scoate din copil ce este mai bun. Eu, unul, dacă ar fi după mine, eu asta aș două, trei ori cu copiii. Dar știți cum e? Că, de exemplu, acum făcând așa o paralelă, să presupunem că avem o ședință în care nu putem să participăm la oră și le spunem, copiii, știți, săptămâna asta nu putem să faci. Deci sunt dezamăgiți, da? Dar dacă le spui la matematică, nu fac. E bucuria lor. Dar la educație fizică, cum nu faci, știți, sunt profesori, că... Și da, se mai întâmplă și lucruri neprevăzute în situația în care sunt aici, dar recuperăm orele de așa natură încât să fie toată treaba ok. Probabil că fără sport nu ar merge nici mintea. Asta este o condiție aproape esențială. Păi mișcarea, în primul rând, oxigenează creierul, nu? Și avem nevoie de aceste lucruri pentru a răzbate în viață. Bineînțeles, și pentru un tonus și pentru o viață pozitivă, în general. Am văzut că te schimbă în bine în momentul în care ești activ. Eu așa spun, ținând cont că am făcut de acum 22 de ani de performanță. Mulți înainte. Da, de acum, da, să presupunem cu un an, doi, mulțumesc. Și am de acum 14 ani de când antrenez. Eu zic că, na, încă este bine. Domnule Andronic, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc de invitație. Vă doresc să se umple școala 29 de încă o anexă, da? Că de asta spuneați că aveți nevoie. Mulțumim, sperăm să fim sănătoși în primul rând, să fie copiii sănătoși și noi să fim sănătoși, să putem să le implementăm acea educație de care au ei nevoie. Să avem seară bună în continuare cu toți, iar dumneavoastră, domnilor și domnilor, vizionare plăcută. La revedere! Bună seara!